Preamărit să fie bunul Dumnezeu! Binecuvântați-l, Domnul! Suntem astăzi împreună, adunați la slujire și îi mulțumim Domnului care până aici ne-a ajutat și tot lui vrem să ne închinăm cerându-i binecuvântarea și pe mai departe. Haideți să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Evanghelia de la Marcu, la capitolul 14, pagina 980. Vom citi de la versetul 3 la 11 inclusiv. În urmă, îl invit pe fratele Andrei la microfonul de pe stage să ne conducă în rugăciune și împreună cu fratele ne vom ruga Domnului. Marcu, capitolul 14, versetul 3. Pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care bea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se fi dea săracilor. Și era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace. De ce-i faceți supărare? I-a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săraci aveți totdeauna cu voi, le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. I-a făcut ce a putut, mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și au făgăduit bani și Iuda căuta un prilej nemerit ca să-l dea în mâinile lor. Amin. Să ne rugăm pe fratele Andrei. Frați și surori, vis-a-vis de cele amintite de fratele Moise și fratele care ne-au adus gândurile în limba engleză, și aș vrea să spun, toți cei care sunt mântuiți, ei sunt prinși în planul lui Dumnezeu de lucrare. Pilda lucrătorilor viei din Matei 20, aici arată dis de dimineață cei care încă din pruncie, la ceasul al treilea, la ceasul al nouălea, la șaselea, al nouălea și al unsprezecelea. Și în final sunt chemați să primească plata. Aici arată în pilda lucrătorilor vie chemare pentru toți. Nimeni nu este exclus din cei mântuiți. Cei mântuiți. Chemare pentru toți, timp pentru toți, de lucru pentru toți, loc pentru toți și în final răsplată pentru toți. În capitolul 21 din Matei, versetul 28 spune, Fiule, du-te azi de lucrează în via mea. Arată porunca tatălui, du-te. Arată timpul astăzi, du-te astăzi de lucrează și arată locul în via mea. Acum, printre altele, cercetarea este, Doamne, eu unde sunt? Eu sunt prins în lucrarea Ta sau poate eu cred că n-am nicio chemare, n-am nicio lucrare. Să știți că Domnul nu are șomeri și nici pensionari. Cineva foarte frumos, sugestiv vorbea, să nu ieși niciodată la pensie, doar să-ți schimbi ocupația. Să schimbi ocupația. Și la o vârstă înaintată să te poți ruga, să poți susține lucrarea Domnului, să poți fi util, până în momentul în care Domnul te cheamă în veșnicie. De aceea, în această zi, aș vrea să ne cercetăm, să vedem. Vedeți ce frumos vorbește aici despre această femeie. Femeia aceasta, despre care era menționat, Domnul i-a luat apărarea acestei femei. Și aici, în Evanghelia după Marcu spune, pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon Lepros, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nar curat foarte scump. Foarte interesant, femeia aceasta nu a fost invitată. Nu ținu cont de bunele maniere, în general invis pe cineva acasă. Pentru că omul care vrea mântuirea, acela îl caută pe Dumnezeu, să știți că nimeni din întâmplare nu va fi mântuit printr-un accident. Uite, eu nici nu m-am gândit la Dumnezeu și mă,
mă voi trezi în cer, asta nu va fi niciodată. Ca să fii mântuit, trebuie neapărat să dorești mântuirea, trebuie să-L cauți pe Dumnezeu, cine mă va căuta, mă va găsi. Un om care nu-L caută, nu-L dorește, ăla nu-L va găsi pe Dumnezeu. Femeia aceasta, spune Biblia despre ea, foarte interesant, în Evanghelia după Matei, aceeași întâmplare relatată de Matei, capitolul 26. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. S-a apropiat de el o femeie. Vreau să vă spun că de providență de Dumnezeu nu te poți apropia oricum. Așa ne spune în Ieremia, în capitolul 30. Cine ar îndrăzni să se apropie de capul lui de mine, zice Domnul? Nu te poți apropia de capul tău cum vrei. Există o poartă, există o ușă pe care Domnul ne-o relatează, ne-o scoate în evidență. Și această poartă, această ușă este Domnul Iisus. Numai prin El ne putem apropia de Dumnezeu. Biblia spune în Isaia, în capitolul 33, printre altele, El este un foc mistuitor. Cine din noi se va putea apropia de un foc mistuitor? Nimeni nu se poate apropia. Cine îndrăznește? Cine ar îndrăzni? Nimeni. Dar mai spune încă ceva în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8 și în capitolul 6. Domnul Iisus spune, printre altele, nimeni nu poate veni la mine dacă nu este atras de Tatăl care m-a trimis. E o lucrare extraordinară, complexă, profundă, tainică. Tatăl este Cel ce cheamă la Domnul Iisus, iar Domnul Iisus este Cel ce-L preia, Cel ce vine la mine, nu-L voi izgoni afară. Mai am și alte oi pe care să le aduc în astaul să fie o turmă și un păstor. Dar Cel pe care îl atrage Tatăl, îl atrage prin Duhul și când va veni El, spune în Ioan 16, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și Dumnezeu vede dorința, Tatăl vede în inima omului gândul după El, dorința după El și îl atrage la Domnul Iisus. Și aici așa ne spune Biblia, s-a apropiat de El o femeie. Noi trebuie să ne apropiem, dragii mei. Vedeți, era vorba aici, zice Biblia, în cartea Eclesiastul, cine udă pe alții va fi udat și el. Biblia spune tot acolo în Eclesiastul, împarte pâinea cu cel sărac, cu cel flămând. Împarte-o pâinea, nu pâinile, foarte interesant, pâinea. Deci nu neapărat trebuie să fii un om foarte bogat. Cei bogați, cei săraci au nevoie nu de filantropia noastră, ci au nevoie de dreptatea noastră. Văduva aceea săracă o da mai mult decât toți. O da din ce a avut ea. De aceea noi suntem chemați la o apropiere constantă, periodică de Domnul. Foarte frumos de această apropiere vorbește Biblia și ne spune aici în Cartea Evreilor, în capitolul 4, versetul 16, să ne apropiem, e provocarea. Domnul ne învie, ne vorbește, ne provoacă. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului. Ca să căpătăm îndurare, să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Tot aici, în Cartea Evreilor, în capitolul 10, versetul 22. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, cu trupul spălat, cu o apă curată. Iar în 1 Petru, în capitolul 2, spune aici versetul 4, apropiați-vă de El, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și parcă totul este încununat cu ceea ce spune aici în cartea lui Iacov. În capitolul 4, versetul 8, apropiați-vă de Dumnezeu, de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Femeia aceasta s-a apropiat de Domnul Iisus. Dar uitați ce frumos relatează Biblia în Evanghelia după Luca. Aceeași întâmplare, în capitolul 7, spune aici așa. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa fariseului. O femeie păcătoasă o a aflat, o femeie femeia păcătoasă în continuare s-o apropiat și în ultimă instanță o veni fără să fie invitată. Pentru că mântuirea e atât de mare și în cine pune Domnul focul acesta și dorința aceasta, El dă la o parte piedicile.
Dă la o parte obstacolele și el dorește cu orice preț, cu orice chip să se întâlnească cu Domnul. A aflat. Eu îmi puneam întrebarea în această dimineață, Doamne, care sunt lucrurile pe care noi le aflăm mereu? Aflu ceea ce mă interesează. Dacă primordial este mântuirea, voi afla despre mântuire. Dacă problema numărul unu este viața veșnică, este sufletul. De aceea spunea Domnul Iisus, ce-ar folosi unui om să câștige lumea întreagă? Dacă și-ar pierde sufletul. Sau ce n-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Biblia arată sigur multe persoane care au aflat că Domnul era acolo. Și când au aflat, în continuare s-au apropiat. S-au apropiat și în final au primit răspuns. S-a produs acel impact, întâlnirea între Domnul și între cel păcătos. Vreau să vă mai spun un lucru și dumneavoastră, știm, noi facem fapte bune, nu să fim mântuiți. Noi facem fapte bune, nu să fim mântuiți, că nu suntem mântuiți prin fapte. Noi facem fapte bune pentru că suntem mântuiți. Și pentru că Domnul a pregătit în dreptul unui mântuit faptele bune, pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umble în ele. Că dacă nu sunt mântuit, faptele mele bune, știți cum sunt? Ca o haină mânjită înaintea Lui. Așa spune profetul Isaia. De momentul în care El mă mântuiește, mă mântuiește pentru că am venit la El, L-am căutat, M-am apropiat de El. Pentru că mă plec, mă smeresc înaintea Lui, cer îndurare, pentru că sunt conștient că nu am mântuire fără El. Și atunci El este gata să-mi schimbe viața. El este gata să mă atingă, El este gata să lase binecuvântările Lui. Și apoi, sigur, eu trebuie să trăiesc ca un mântuit. Din momentul întâlnirii am un alt statut înaintea Lui Dumnezeu. Noi avem un alt statut. De-aia Domnul nu ne lasă oricum, nu ne acceptă oricum, să știți. Până ce nu suntem copii al Lui Dumnezeu, avem, sigur, statutul celor din afară. Dar din momentul în care ne-am întors, am încheiat legământul și am promis și am făgăduit Lui Dumnezeu că îl vom sluji, statutul nostru este altul, de copii al Lui Dumnezeu. De aceea nu ne poate, foarte interesant ce spune Ieremia, auziți numai ce spune Ieremia în capitolul 30, vis-a-vis de această afirmație. În capitolul 30 spune aici, în versetul 11, căci eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc, voi nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici, te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit. Extraordinar! De ce? Pentru că în Osea, capitolul 3, versetul 2 spune, pentru că eu v-am ales numai pe voi dintre toate națiunile, dintre toate popoarele, și sunteți ai mei, de aceea nu vă las oricum. Și aici Domnul se ocupă de modelarea noastră. Apropo de acel stâlp pe care Domnul îl vedea, Domnul, sigur, pregătește. Când Domnul pune în lucrare, nu în momentul acela când deja El este descoperit, descifrat de biserică. Chemarea noastră este să descifrăm oamenii pe care Domnul îi pregătește din timp. Și apoi vine un moment plenar când Domnul îl ridică și când Domnul îl scoate în evidență. Dar până atunci Domnul modelează, Domnul curățește. În dreptul lui Israel, la un moment dat, spune așa, degeaba curățesc eu, căci gura nu se dezlipește. De aceea zice să vor numi argint lepădat, căci Domnul e lepădat. Noi ne bucurăm că Domnul pe noi ne-a primit. Suntem ai Lui și acum Domnul vrea o apropiere de El. Acum, vis-a-vis de această femeie, câteva principii pe care vreau să le consemnăm. Nu obosi în facerea binelui, era menționat. Nu obosi. Nu lipsi de la părtășie, niciodată. Femeia aceasta o căutat și apoi o găsim pe această femeie. Alături de Domnul tot timpul, până și pe cruce și după ce a înviat Domnul. Ea l-a căutat, de-aia îl întreabă pe Simon. Simon, vreau să spun, un cămătar care avea doi datornici, în final i-o ierta pe amândoi. Care îl va iubi mai mult? Zice, socotesc că acela căruia i-o iertat mai mult. Bine-i judecat. Femeia aceasta i s-o ierta mult și iubește mult. Cu ei se iartă puțin, iubește puțin. Dar nouă, Domnul ne-a iertat totul. Eram în groapa pe iri, în fundul mocirlei și de acolo ne-a ridicat și ne-a pus picioarele pe stâncă. Ne-a întărit pașii și ne-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Doamne, ajută-ne să nu obosim în facerea binelui. Știți ce spune acolo în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 1? Să nu obosim, că sunt persoane care obosesc.
Biblia vorbește de persoane care au început-o în Duhul, alții au început cu multe lani și în timp au obosit și la un moment dat, sigur, au renunțat. Foarte important, până la capăt. Apoi să nu aștepți aici răsplătiri pentru ceea ce faci. Să nu așteptăm aici răsplătiri. Răsplătirile sunt dincolo. Apoi să nu auzi aprecierea sau, sigur, ocara celor din jur. Foarte important. Întotdeauna vor fi persoane care vor încerca să te stopeze în înaintare și în lucrarea pe care o faci. Unii să te laude. Foarte periculoasă lauda. Nu rezistăm. Suntem oameni, să știți. Ne umflăm repede. Și Domnul vrea să ne scutească. Dar în același timp nicio cara. Vor fi persoane care vor arunca cu pietre, vor arunca cu noroi, cu vorbe, prin care vor încerca să ne oprească în înaintare. E nemaipomenit, zice, nu lua nici tu seama la toate vorbele care se vorbesc despre tine. Că știe numai inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe altul, spunea acolo. Noi nu mai trebuie să vorbim de rău pe alții. Dar nici nu să nu luăm seama. Eu de multe ori îmi zic, Doamne, Biblia vorbește de un păcat. Păcatul acesta, zice, șoptitorii, sunt șoptitorii. Ei vorbesc în surdină, încet, când spun la unul și la altul, când vorbește la unul și la altul în dreptul tău. Dar în așa manieră încât să auzi și tu. Acolo se vede puterea, statornicia, echilibru, stabilitatea, să nu-l auzi. Știți că împăratul Saul, cât timp nu a auzit pe cei din jur, a fost bine. Dar în momentul în care i-a auzit, deja era pe o pantă lunecoasă. Și noi știm finalul lui. De aceea doresc, Doamne, ajută-ne să nu așteptăm aici răsplătiri, să nu auzim ocara sau lauda celor din jur, să nu obosim în facerea binelui, să nu contabilizăm noi binele, că atunci s-ar putea să obosesc. Fă pentru Domnul, că numai cu ce faci pentru Domnul. Știi ce spune Biblia în Timotei? Spune acolo în capitolul 5, 1 Timotei, versetul 24 și 25 spune: păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată. Ale altora vin pe urmă, tot așa și faptele bune sunt cunoscute. Și cele care nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. Ele vin în ziua aceea. Frumusețea este să faci fapte bune cât poți fără să știe cel de lângă tine, cel din dreapta, din stânga, fără să vadă alții pe cât posibil. Dar în momentul în care totuși văd și alții, dar n-ai făcut-o în mod tendențios să arăți ceea ce faci, sigur, aia nu înseamnă că ai pierdut răsplata. Doresc pentru această biserică, Domnul să vă binecuvinteze. Doamne, ajută-ne! În continuare, vreau să amintesc câteva principii într-o altă direcție. Primul principiu, lucrarea pentru Domnul întotdeauna înseamnă jertfă, înseamnă sacrificiu, te costă. Lucrarea pentru El, o lucrare adevărată, reală, nu se poate să nu te coste. Păi Domnul spune aici, fratele Moise, Domnul ne-a dat toate lucrurile. Cine are ceva prin puterea Lui? El ne-a dat și sănătatea, înțelepciunea. El ne-a dat abilitatea, loc de muncă, financiar, material, profesional, familial, toate le avem de la El. Ce frumos! Ce frumos din ceea ce ai să pui la îndemâna Domnului. Nu cere Domnul ceea ce nu ai, din ceea ce ai. E adevărat că noi trebuie să facem ca și această femeie. Ea a făcut ce a putut, ce a putut. Dar în același timp să nu uităm că fiecare avem chemarea noastră. Fiecare trebuie să lucreze și în dreptul lui și a casei lui, a parcelei lui. Și parcela este biserica și parcela este familia. Acolo Domnul ne-a chemat să lucrăm și toată viața avem de lucrat. Lucrarea pentru Domnul înseamnă jertfă, înseamnă sacrificiu. Lucrarea pentru Domnul, în a doilea principiu, va fi neînțeleasă. Va fi neînțeleasă. Uneori și de ucenici, de cei mai apropiați ai tăi. Uneori s-ar putea de oameni spirituali, care pe moment să nu înțeleagă ceea ce faci, să nu aibă înțelegere asupra lucrării care o faci. Nu uita însă că Domnul le înțelege pe toate. Ce frumos o faci cu toată inima, cu dăruire. Și nu e important, odată am auzit astfel de mesaje, să nu ții cont de cei din dreapta și din stânga. Unii vor spune într-un fel, alții în alta, tu mergi înainte. Am auzit astfel de mesaje în dreptul unora. Da, e foarte important. Femeia aceasta, dragii mei, dacă ținea cont de anumite lucruri, nici nu putea rămâne acolo la părtășie. Nu putea ajunge în prezența Domnului.
Dar ea l-o dori pe Domnul mult. Dorința ei, oful ei, povara ei, o lăsat-o jos și o simțit eliberarea. O simțit ușurarea. Lucrarea pentru Domnul înseamnă jertfă. Lucrarea pentru Domnul va fi neînțeleasă de cei din jur. Lucrarea pentru Domnul stârnește împotrivire. Stârnește împotrivire. Cu cât lucrarea e mai mare pentru Domnul, cu atâta vor fi și împotriviri. Să știți că întotdeauna au fost împotriviri și vor fi. Mi-aduc aminte de ceea ce spune în Cartea Faptele Apostolilor. Spune aici, la un moment dat, în dreptul lui Pavel, zice că a ajuns acolo în dreptul celor de neamul lui. Și versetul 22 din capitolul 28 din Faptele Apostolilor spune: dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. Lucrarea Domnului stârnește de multe ori. Ce atâta post, ce atâta rugăciune, ce atâta părtășie, ce atâta provocare. Dar Biblia ne provoacă, Biblia ne vorbește, dragii mei. Vreau să spun că noi încă suntem departe de biserica primară. Cu toată străduința noastră, suntem departe. Voi citim numai aici. Uitați ce spune în Faptele Apostolilor, în capitolul 9. Arată aici foarte frumos. Biserica, versetul 31, se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, apoi se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și acum un al patrulea lucru pe care îl făcea Duhul, cele trei le făceau ei. Trăiau un standard înalt, moral și spiritual. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Și acum spune aici, a găsit Petru pe un om anume Enia, care zăcea de 8 ani o log în pat. Enia, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și umblă. Și dintr-o dată a sărit. Și aici spune, toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Apoi continuă aici, ucenicii, zice, era în Iope o ucenică numită Tabita, nume care în tâlmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Și în vremea aia, când făcea fapte bune, a murit. E nemaipomenit să te ducă Domnul acasă într-un moment bun, când ai o relație bună cu El. Când trăiești la un standard înalt, e nemaipomenit. Și în vremea aceea a murit și cei din jurul ei ori pledat la Petru pentru o cauză aparent moartă. Ea era moartă. Și pentru ea ori venit și ori mijlocit. Ce standard înalt spiritual. Auziți numai ce spune Biblia vis-a-vis de acest standard înalt. Fapte 5, versetul 12 și 13. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne, minuni în orod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Și acum versetul 13. Și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei. Dar norodul îi lăuda în gura mare. Nu cuteza să ia botezul, nu cuteza să se lipească la părtășie. Avea o teamă. Vedea în ei prezența lui Dumnezeu. Ce chemare înaltă avem noi. Oricât ne-am ruga, noi sigur nu suntem încă la standardul la care suntem chemați, cerința lui Dumnezeu. Să nu uităm, lucrarea pentru Domnul stârnește împotrivire. Apoi un al patrulea lucru, lucrarea pentru Domnul va fi apărată de El, apreciată de El. E extraordinar, Domnul este Cel ce te apără. Și cum apără Domnul, nimeni nu știe să apere. Știi ce a spus al Apostolul Pavel, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni nu a rămas lângă mine. Dar Domnul a rămas. El rămâne credincios întotdeauna. Chiar dacă noi nu suntem credincioși, totuși Domnul rămâne credincios. El nu se poate tăgădui pe El însuși. Și noi suntem astăzi aici, nu datorită credincioșiei noastre, ci datorită binecuvântării și îndurării Lui. Îl rugăm, Doamne, rămâi alături de noi. Ajută-ne, Doamne, să rămânem și noi atașați de Tine. Lucrarea pentru Domnul va fi apărată, va fi apreciată de Domnul. Ce frumos în ziua aceea. Despre sutașul acela știți din Luca 7, că Domnul s-a oprit și în final a spus, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Până am găsit răspunsul, cum a văzut credința? Cum se vede o credință adevărată? Prin dragostea credinței. O credință cu cât e mai mare, cu atât și dragostea este mai profundă, mai mare. Dragostea pentru neamul lui Israel. Dragostea pentru națiunea lui Israel, dragostea pentru robul lui.
Nu pentru fratele de corp, dar noi câtă dragoste e, noi ne putem verifica cât e credința prin dragostea care o avem. Prin dragostea care, sigur, trebuie să ne caracterizeze. Ținta poruncii, spune în Timotei, Pavel, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-un cuget bun, dintr-o credință neprefăcută. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-un cuget bun, dintr-o credință neprefăcută. Și asta dorește Domnul de la noi, dragostea aceasta neprefăcută, dragostea aceasta mare, cugetul curat, să-l avem înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea din toată inima Domnul să ne mărească credința. Să nu uităm, lucrarea pentru Domnul va fi apărată de El. Și cum Domnul știe să apere, nimeni nu știe să apere. Vedeți, Domnul Iisus nu s-a apărat. El a împlinit planul celui preanalt. Am amintit aseară aici, El nu a fost în stres, în criză de timp. Noi suntem în criză de timp mereu, nu avem timp de rugăciune. Mereu apar tot felul de probleme. Nu avem timp să citim Biblia. De multe ori apar alte probleme când să venim în timpul săptămânii la casa Domnului. La Domnul nu a fost așa ceva. Domnul totdeauna a intrat în sinagogă, din sinagogă în casele oamenilor, împreună cu ucenicii Lui. Nu a fost în criză de timp. În final, în 3 ani și jumătate, a împlinit planul celui preanalt, lucrarea mesianică. O dus-o la îndeplinire. El face acea dare de seamă în Ioan 17. Tată, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Le-am dat cuvintele tale. Tată, nu m-am slăvit pe mine, ci pe tine, Doamne. Chipul tău am vrut să se vadă în mine. Și Domnul dorește noi, la rândul nostru, să-L slăvim pe Domnul Iisus. Chipul Lui să se vadă în noi. Domnul să ne binecuvinteze. Apoi un alt lucru, lucrarea pentru Domnul va fi contabilizată de Domnul. Cel care o contabilizează, să știți că este Domnul. Și cum contabilizează El, nimeni nu contabilizează. Sunt persoane care sigur au o contabilitate acasă și o țin, e o evidență, o evidență. Vreau să nu uităm, dragii mei, sigur, nu că e neapărat greșit asta, dar adevărata contabilizare o face Domnul pentru lucrarea Lui. În cartea Lui, zice Biblia că într-o zi va fi și cartea faptelor. Când Domnul alături de numele, o carte a vieții, în cartea vieții sunt numele mântuiților. Apoi sunt cărțile, în care sunt cărțile, cartea faptelor, cărțile faptelor. Fiecare are evidență absolută înaintea celui preanalt. Repet din nou ce spune Pavel în Timotei. Tot la fel și faptele bune sunt cunoscute. Iar cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. Într-o zi ne vom întâlni cu ele. Și într-o zi ne vom bucura de ceea ce am lucrat. De aceea să ne ajute Domnul să nu obosim până atunci, ci să ne dăruim. Și apoi un alt lucru, lucrarea pentru Domnul va fi răsplătită de El. Știți că acolo în pilda lucrătorilor vie, Matei 20, acolo e plata, dă-le plata. Începând de la cei de pe urmă. Și zice că le-a dat un leu la fiecare. Cei din tâi considerau că vor primi mai mult și au fost nemulțumiți. Plata este viața veșnică. Viața veșnică este leul, plata. Dar există și răsplătiri, plata e cu El și răsplătirile vin înaintea Lui. Pavel spune vis-a-vis, zice, odată angiului, Luca, capitolul 10, pilda samaritianului. L-a luat pe cel prins între tâlhari, l-a dus la un han. Și acolo a dat angiului 2 lei și a spus, îngrijește de el. Și ce vei cheltui pe deasupra, îți voi da la întoarcere. Domnul ne-a dat Vechiul și Noul Testament să ne îngrijim de cei care vin în han, vin în biserică. De-aia Biblia spune, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dar Pavel continuă și spune, eu Corinteni, capitolul 12, versetul 15, și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele, mă voi cheltui în totul și pe mine însumi, pentru sufletele voastre. Pavel a spus, eu voi cheltui din ale mele, mă voi dărui chiar pe mine, pentru că știa că vine momentul răsplătirii, când Domnul va răsplăti.
Și în ziua aceea se va trage linia și de-abia atunci ne vom bucura. Până atunci, Domnul ne-a chemat să lucrăm aici. Eu doresc în final pentru această biserică, Doamne, umple-ne de râvnă pentru Tine. Ajută-ne, o Doamne, să ne apropiem de Tine. Ajută-ne să aflăm lucruri bune. Asta e o întrebare cu care ar trebui să plecăm de aici. Care sunt lucrurile care, știrile, veștile, care ne bulversează la ora actuală? Care vin la urechile noastre? Care sunt veștile, care sunt știrile pe care noi le acceptăm, le auzim? Auzim ceea ce dorim. De ce suntem interesați? Sunt interesat de mântuire? Aflu unde e rugăciune. Imediat știu unde e rugăciune. Și în timpul săptămânii. Știu care-i părtășia la biserică, nu lipsesc niciodată, pentru că știu că totul este contabilizat. Era citit dimineață și m-am gândit aici la Psalmul 84. Spune aici, printre altele, sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde spune puii. Dar vreau să spun că păsările doar un anotimp își pun cuibul și pui atât. Dar chemarea noastră este extraordinară. Toată viața să locuiești în casa Domnului. Toată viața să fii în casa Domnului. Spune că mai mult faci o zi în curțile casei Domnului decât o mie în altă parte. Se făcea o mențiune acolo jos pe scaun și am auzit-o. Sugestiv și așa este. Pentru că într-o zi îți iartă Domnul ce ai făcut în 1000 de zile. Într-o zi dacă vii la El, în casa Domnului. Domnul te iartă dacă te recunoști, dacă te pleci, dacă ceri clemență, îndurare, dacă recunoști ca mântuitor al tău și vii înaintea Lui, El este gata să te ierte. Ce frumos spune în versetul 11, căci Dumnezeu este un soare uscut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Cel neprienit trăiește neprienirea lui, umblă neprienirea lui, ferice de copiii lui după el, ferice de generațiile care urmează, că sunt binecuvântate datorită la doi părinți care umblă neprienire, Dumnezeu binecuvintează copiii, nepoții și cei care vor veni. E promisiunea lui Dumnezeu. Dar era menționat aici că totuși Domnul nu ne promite numai, ce, nu lipsește de niciun bine, care Domnul îl are în atenție și este valabil pentru noi și este necesar pentru noi. Sigur, aia nu înseamnă că Domnul îmi dă tot ce cer, oricând. Domnul întotdeauna se uită, de bună oară, eu cer sănătate, Doamne, dă-mi sănătate. Domnul vede, dacă îi dau sănătate la Eugen, se roagă mai mult? E mai prezent la casa Domnului decât înainte, dacă îi dau sănătate. E mai cu râvnă pentru mine. Domnul nu face risipă niciodată. El poate să ne dea sănătate, să știți. Domnul poate orice, dar nu face orice. El face numai ceea ce trebuie. Și când era pe pământ, cu el putea orice, minuni, să facă extraordinare, demonstrații, dar nu a făcut. Numai ceea ce era în planul celui preanalt. Totul pentru slava Tatălui și pentru mântuirea poporului care era prezent. De aceea aș vrea să nu uităm acest lucru. Uitați ce spune în Psalmul 34, îmi place. Versetul 15, ochii Domnului sunt peste cei. Întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Și în cartea lui Rus spune și răsplata să fie deplină din partea Domnului oștirilor. Și Domnul să ne binecuvinteze și să fie cu noi. Amin. Amin. Domnul să...